Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Cioban, încep știrile Agro TV. Viitorul apiculturii din România nu arată prea bine în pronosticul celor care practică această îndeletnicire. 2020 a adus și crescătorilor de albine la fel de multe probleme ca și fermierilor. Vremea capricioasă a împuținat populația din coloniile de albine, iar cheltuielile pentru îngrijirea lor au crescut. Mulți apicultori nu au putut face față valului de probleme și au renunțat. Cei care au rămas fideli apiculturii spun că pe viitor această îndeletnicire se va transforma doar într-un hobby. Apicultura a intrat în colaps, o spun apicultorii cu experiență care s-au confruntat cu mari probleme în acest an și care în prag de iarnă se văd nevoiți să scoată bani din buzunar pentru a-și ține albinele în viață. Valul de probleme i-a determinat pe mulți dintre apicultorii din Buzău să renunțe. Veteranii din domeniu trag un semnal de alarmă și spun că în viitor apicultura nu va deveni o apicultură de profesioniști, va deveni o apicultură de weekend. Sunt apicultori tineri care renunță. Sunt deja în cazul de apicultori, oameni la 30 de ani, care au preferat să termine cu studii și să plece să serpegir în Occident. Aici este drama, pentru că din ce în ce vârsta medie a apicultorilor va crește. Deja intrăm toți la 50 plus. Practic va fi o îndeletnicire practicată de oameni în vârstă. Tinerii nu mai vin spre acest domeniu, pentru că este un domeniu care nu le asigură un viitor stabil. Cred că în câțiva ani apicultura nu va mai fi o apicultură de profesioniști, va fi doar o apicultură de hobby, să-i spunem, o apicultură de weekend. Aici se va ajunge final. Un pic de soare pe strada legumicultorilor români. Ajutorul de minimis acordat pentru cei care cultivă usturoi în spații protejate va fi acordat și în 2021, potrivit informațiilor venite din cadrul Ministerului Agriculturii. Informația a fost dezvăluită de invitatul lui Ovidiu Ghina în cea mai recentă ediție a emisiunii Agricultura la Raport, Ion Păunel. Că mai avem un program național care la această dată deja încep plățile, au început plățile. Programul usturoiul. Vorbim de programul usturoiul, care începând de astăzi, fermierii trebuie să-și verifice conturile. Deci cel puțin în județul Olt de mâine vor începe plățile, în alte județe cred că au început. Suma pe care avem o veste bună și una mai puțin bună vis-a-vis, sau două vești bune și una mai puțin bună vis-a-vis de programul usturoiul. Asta e, trebuie să le dăm veștile așa cum sunt bune, mai puțin dar bune. Dar cred că cea de-a doua veste bună o să-i încânte pe toți. Deci, vestea bună este că au început plățile, da. Cuantumul anul acesta este din păcate puțin peste 1500 de euro, nu este 3000 de euro cum scontau fermierii, pentru că este același regulament ca la tomata, s-au depus mai multe dosare, mai multe hectare au fost eligibile decât banii alocați. Deci suma este de 1510-1520 de euro pe care îl primesc fermierii, dar vestea bună este la faptul că, și aici vă spun tot de la Ministerul Agriculturii, programul usturoi va continua și la anul, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, pentru că programul usturoi se află doar în anul 2 de implementare, iar conform derogărilor primite de la Uniunea Europeană, poate avem șanse și la programul tomata sau un alt program gen legume în România, dar programul usturoiul cred că va continua cu siguranță. Deci, fiind abia în anul 2 de implementare, regulamentul de ajutor de minimis, începând de anul trecut, se duce la 5 ani de zile, iar suma pe care pot primi fermierii maxim pe minim 3 exerciții financiare este de 25.000 de euro. Deci nu mai este 15.000 de euro, este de 25.000 de euro. Eu, personal, și sunt convins că și alte organizații vom susține cel puțin derularea programului național usturoiul și în 2021, iar din informațiile pe care le-am dat la Ministerul Agriculturii, se dorește continuarea acestui program și pentru anul 2021. Afacere inedită, un tânăr dâmbovițean a investit în culturi de aronia, soc și căpșune, toate ecologice. Este drept, nu pe suprafețe mari. Și pentru a aduce și mai mult profit în fermă, a decis ca toate fructele să fie procesate. Practic, el aduce plus valoare afacerii sale, închizând tot lanțul de la producție, procesare până la desfacere. Fermierul este mulțumit, clienții la fel. Practic, este un proces din care toată lumea câștigă și rămân și bani pentru investiții viitoare. Avem în cadrul plantației soc ecologic, aronia ecologic, lavandă, căpșun, mur, zmeur, toate de asemenea în regim ecologic. Și pentru a adăuga plus valoare materiei noastre prime, am ales să procesăm aceste materii prime. Am investit acum 3 ani într-o fabrică de procesare
și aici puteți observa rodul muncii noastre. Ce procesați mai precis? Procesăm fructele de soc, aronia și mur, căpșuni de asemenea. Facem sucuri din ele, le amestecăm cu miere. Sau... Rețetarul vă aparține? Da, este al nostru, făcut și experimentat de noi. Cum te descurci cu desfacerea? Tu te numeri printre puținii care procesez materia primă, dar în același timp trebuie să pătrunzi și pe piață. Noi lucrăm cu băcănii, diverse magazine ce vând produse ecologice. Avem de asemenea un magazin online. În ultimii ani am observat o creștere a vânzărilor, în special în acest an, datorită contextului în care ne aflăm. Lumea este din ce în ce mai receptivă la produsele ecologice. Dacă acum câțiva ani vorbeam despre produse ecologice, în special aronia, lumea nu prea știa despre ce este vorba. Lumea cunoaște din ce în ce mai mult. Vreau să facem un produs curat, plantele fiind foarte benefice pentru om. Era logic să combinăm acest lucru cu cultura ecologică, pentru că nu puteam să facem un produs sănătos, dar totuși să îi administrăm fertilizanți chimici. La final de 2020, bilanțul general nu este unul prea fericit din motive pe care le cunoaștem cu toții. Când vorbim despre domeniul agricol, situația a fost grea în mai toate sectoarele, însă în zootehnie a existat un motiv de bucurie. Prețul cărnii a fost unul satisfăcător pentru crescători. Țările arabe au continuat să fie principalul importator al cărnii de miel și de vită. Dumneavoastră sunteți cunoscut drept un important om de afaceri, faceți și comerț cu animale. Cum merg lucrurile în zona asta? Deci cu animalele ultimii 2 ani a mers, să zic, foarte bine, nu e regulă. A mers bine și cred că și crescătorii sunt satisfăcuți, că nu-i mai aud pe la televizor să se plângă unul și altul că n-au luat prețuri mari. Anul ăsta au fost niște prețuri care crescătorul nu le visa niciodată. Puteți să întrebați orice crescător, anul ăsta melul nu a căzut sub 10 lei. Este cel mai scump produs zootehnic ca în, vorbim de animale, la preț. Care e explicația? Deci am avut ceva cereri pe țările de Orientul Mijlociu, de vreo 2 ani de zile s-a mai deschis și Arabia Saudită și când se mai deschide o piață, se cunoaște. Are influență mare asupra. Și multe țări, Australia, au mai redus exporturile de animale vii, au trecut la sacrificări și vând. Fac procesare și cred că viitorul tot la procesare va fi și la noi, întrucât animalele pe... Când sunt sacrificate, transportul este mai ușor. În afară de miel, ce a mai mers bine în direcția asta de zootehnie ca specii? Bovinele au mers la fel bovinele de bine? Au mers acceptabil, cum au mers tot anul. Tot timpul bovina a mers binișor. Ultimii 7-8 ani bovinele au mers bine. Au fost prețurile bunicele, să zicem, pentru țara noastră. Vă dați seama că porcul unde a ajuns la preț, pasărea unde a ajuns la preț, dar oaia și vita sunt cereri în alte țări. S-a desemnat câștigătorul primei ediții a concursului Punem Fermele în Mișcare, o campanie destinată fermierilor prin care NetAgro dorește să vină în sprijinul producătorilor agricoli nu numai cu soluții tehnologice optime, ci și cu un premiu extrem de tentant. Fericitul câștigător este Victor Bălășoiu din localitatea Șerbănești, județul Argeș, care a intrat în posesia unui autoturism de teren. Tragerea la sorți a avut loc în studioul AgroTV în prezența reprezentanților companiei NetAgro. Aș vrea să vă întreb dacă ați mai participat până acum la un concurs sau să mai câștigat vreun premiu de asemenea valoare. Am mai participat, de câștigat am mai câștigat, dar nu de valoarea aceasta. Cum vă simțiți în momentul de față, fiind marele câștigător al extragerii? Vă dați seama, sunt foarte fericit, foarte bucuros, chiar nu mă așteptam să fiu marele câștigător. De ce ați ales NetAgro? Pentru că este un partener de încredere cu care colaborăm foarte bine, cred că de circa 5 ani de zile și folosesc produsul Siapton după o testare. Am decis să-l introduc la cultura de rapiță și grâu pe toată suprafața, o trecere în toamnă și o trecere primăvara. Sunt fan Siapton. Ați urmărit emisiunea în direct? Da, am urmărit emisiunea în direct pe AgroTV împreună cu familia, cu sufletul la gură.
Cum ați descrie momentul când s-a extras acel bilet și era numele dumneavoastră scris pe el? A fost un moment foarte emoționant. Chiar nu venea să cred. Nu venea să cred că este adevărat ce se întâmplă. Prietenii v-au contactat după ce ați câștigat marele premiu? Da, m-au sunat, mi-au dat mesaje, m-au felicitat, s-au bucurat pentru mine. Bani mai mulți pentru tinerii fermieri, finanțări de minimum 70.000 de euro pe fermă din 2021. Cei care vor accesa sub măsura 6.1, instalarea tinerilor fermieri începând cu 2021, vor avea parte de o finanțare mai consistentă. Informația a fost dezvăluită pentru AgroTV de către consultantul Ion Păunel. Dacă până acum această creștere a finanțării era doar la nivel de propunere, dar în urma ultimelor negocieri de la Bruxelles, România a reușit să introducă în această perioadă de tranziție 2021-2022 două submăsuri cu o finanțare mult mai mare ca până acum. Tinerii fermieri, începând cu anul viitor, când se va redeschide submăsura 6.1, pot beneficia de o alocare financiară de până la 100.000 de euro. Este o creștere consistentă față de actualul PNDR, unde plafoanele erau de 40.000, respectiv 50.000 de euro. Și tot ca o veste bună pentru tinerii fermieri, în viitoarea alocare financiară, procentul de cofinanțare va fi de 75%. Este un sprijin destul de substanțial în speranța că agricultura o să devină mult mai atractivă pentru tinerii din România. Informațiile le găsiți în detaliu dacă intrați pe site-ul nostru agro-tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. Agricultura ecologică continuă să fie sectorul cu cea mai rapidă creștere în România și în întreaga lume. Cererea consumatorilor pentru legume și fructe de calitate crește cu mai mult de 20% în fiecare an. Aliniindu-se principiilor etice de bază ale agriculturii ecologice, mulți fermieri au investit în acest sector. Dar pentru a avea rezultate scontate, au nevoie de o tehnologie adecvată. Compania Naturevo a răspuns acestei provocări și a întins o mână de ajutor fermierilor, reușind să pună în aplicare o tehnologie care să se alinieze standardelor impuse. Un astfel de exemplu l-am întâlnit în județul Giurgiu la o fermă de legume bio. Naturevo are o gamă foarte largă de produse pentru agricultura ecologică, pentru cam toate culturile din România. În cazul de față vedeți o cultură de ridichi, o cultură de toamnă, de fapt, unde se aplică și un număr mai mare de produse din gama Naturevo. Cum vedeți acest parteneriat cu toate firmele pe care le consiliați? Parteneriatul îl vedem în sensul că dumnealor știu ce vor să producă, noi știm ce produse avem și mergem în întâmpinarea dumnealor ca să rezolvăm o seamă de probleme. Căutăm în continuare produse care apar pentru agricultura ecologică, iar din fericire, cam peste tot în lume, se fac eforturi fantastice ca să se scoată produse cât mai aproape de ecologic sau ecologice complet. În general, se cere să se obțină culturi libere de reziduri. Și ca să se obțină culturi libere de reziduri, cel mai simplu ar fi să se obțină doar culturi ecologice. Ferma are o suprafață de 4 hectare și jumătate, aproximativ, dintre care aproximativ 2 și jumătate sunt încălzite. Aici cultivăm o gamă variată de specii, de legume, în sistem ecologic, doar în sistem ecologic. Folosim produse, numai produse certificate ecologic, dintre acestea fiind și produsele din gama Naturevo, care și-au dovedit eficiența și pe care ne putem baza din gama Naturevo, Rutip pentru dezvoltarea sistemului radicular, Mimox cu efect fungicid și fertilizant, Copfort, fortifiant și rol de apărare, Kerafol, Garex pentru dăunătorii de sol. La fiecare zi de practică în laborator, profesorii de la USAMV Iași vor să le explice studenților cum pot să aprofundeze informațiile primite în timpul cursurilor. Totul are legătură atât cu munca efectuată în câmp, dar și cu felul în care se procesează materia primă. De exemplu, astăzi cei de la USAMV Iași i-au permis colegei mele, Raluca Daria Diaconiuc, să participe la una dintre activitățile din laboratorul de obținere a produselor agricole și arată pentru dumneavoastră primele pâini experimentale.
Prima variantă de produs de panificație pe care l-am obținut astăzi constă în pâine cu nucușoară și merișoare deshidratate. A doua variantă este reprezentată de pâine cu prune deshidratate și caise. Apoi am obținut pâine cu făină intermediară, respectiv într-un procent de 50% am utilizat făină 1250 și 1350, un anumit adaos de tărâțe și jumătate din cantitate a fost reprezentată de făină 650, la care am adăugat semințe. Și ultima variantă pe care o testăm pentru prima dată și sperăm ca rezultatele să fie extrem de bune, după cum arată, eu zic că a ieșit, pâine cu cartofi și maia naturală. În ultimul timp am observat că a scăzut foarte tare consumul de pâine și totodată consumatorii au devenit foarte pretențioși. Având în vedere că produsele de la raft în ultimul timp au un anumit aport în aditivi și faptul că actualmente există o serie de consumatori cu anumite intoleranțe, noi ne dorim să fabricăm doar produse sănătoase, doar produse organice și sperăm ca tot ce se obține în microsecția, în atelierul nostru, să fie reprezentat doar de produs clean label, respectiv produs curat. La toate etapele au fost practic incluși și studenții și ei v-au ajutat. Sigur că da. Toată activitatea pe care o desfășurăm în cadrul microsecției o desfășurăm în colaborare cu studenții care, în afară de faptul că învață fluxul tehnologic în cadrul cursurilor, aplică practic fiecare operație tehnologică în parte, câteodată studenții vin cu idei inovative, de asemenea studenții desfășoară activități practice de cercetare în vederea întocmirii proiectelor de diplome, concurăm la diferite concursuri gastronomice cu grupuri de studenți talentați care au abilități și care au pasiuni în astfel de domenii. Vă invităm și în această seară la o nouă ediție a celui mai urmărit talk show agricol din România, Agricultura la raport. Imediat după știrile Agro TV, realizatorul Ovidiu Ghinea și invitații săi vor aborda teme vitale pentru viitorul fermierilor și, de ce nu, chiar și al nostru, al celor neimplicați în fenomenul agricol, pentru că suntem strâns legați de recoltele lui 2021, oricare ar fi ele. Ca de fiecare dată, vă așteptăm să luați legătura cu noi prin intermediul paginii de socializare Agro TV-Agricultura la raport. Domnilor și domnilor, ca de obicei aici la Agro TV, la Agricultura, la raport, vă propun subiecte interesante, subiecte care vă privesc, care vă vizează. Începând cu ora 20, discutăm despre industria alimentară. O să vedeți care au fost problemele celor care lucrează în acest sector. O să discutăm și despre perspectivele anului viitor. O să analizăm, o să încercăm să vedem ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine. Începând cu ora 21, discutăm cu fermierii afectați de secetă, cu oamenii care au avut multe, multe probleme anul acesta. Dacă aceste probleme vor continua și în 2021, ce riscă cei calamitați și afectați de secetă, veți afla chiar de la ei. Așadar, nu ratați Agricultura la raport. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, valorile termice se vor situa peste mediile climatologice ale perioadei în toate regiunile. Astfel, minimele vor fi cuprinse între minus 3 și 6 grade, posibil mai scăzute în depresiuni. Cerul va fi mai mult acoperit și izolat în sudul, vestul și nord-vestul țării, va ploua slab sau va burnița. Vântul va sufla în general slab, pe spații mici în zonele joase se va semna la ceață. Mâine vremea se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată, dar va fi și în general închisă. În zonele joase de relief, pe spații mici va fi ceață dimineața, iar pe arii restrânse în sud-estul țării și doar izolată în rest, se va semna la burniță sau ploaie slabă. În zona de munte, înorările vor fi temporare. Vântul va sufla moderat pe crestele montane și în general slab în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade.
Bună ziua! Bine ați venit în ferma noastră! Hibrizii Seminis sunt hibrizi de calitate, producție, gust, fermitate și rezistență la boli. Am cultivat din primii ani capea captur. Deci oamenii când au început să vin la noi să cumpere, au spus: Daniel, gustul ca la capea, asta n-am întâlnit nicăieri. După aia am încercat gogoșarul. Am descoperit anul trecut hibridul Britania, care este super. Am ajuns la fructe de chiar 400 grame. Avem o mare bucurie că avem în cultură 17 hibrizi de tomate. Gustați un hibrid de roșie Big Beef și o să găsiți gustul roșiei de la bunica. Hibrid Seminis, simți efectiv gustul de legume de altă dată. Ce avantaj avem de la compania Universal Group este că ne ajută și cu celelalte tehnologie completă. În ziua plantării am folosit biostimulatorii de înrădăcinare, Tecamino Rise. Este extraordinar, deci nu mai aștepți. La noi eram învățați să stăm 2 săptămâni ca să pornească planta. Cu Tecamino Rise, planta ia startul din ziua plantării. După plantare avem nevoie de aminoacizi. Am folosit Tecamino Max. Pentru înflorire am folosit Tecamino Flower. Nu poți fără bor, nu poți fără fosfor. Toate produsele astea care vi le spun sunt produse bio, sunt biostimulatori și noi folosim astea cu credință că nu otrăvim plantele și nu dăm clientului nostru o legumă chimizată. Noi am folosit toată gama de Agritecno. Diferențele mari de temperatură aduce carența de calciu și atunci am avut nevoie de Tecamin Calciu, Tecnochel Amino Calciu Bor. Și vreau să vorbesc un pic despre bondari. În zona noastră, aici în Suceava, avem mari probleme cu frigul și cu condițiile meteo umide. La noi plouă în fiecare zi. Polenul fiind umed, nu mai ajunge în capul stigmatului și nu se realizează polenizarea. Anul acesta, compania Universal Group mi-a oferit bondari de polenizare. I-am introdus în momentul înfloririi și rezultatele vorbesc. O să vă uitați pe dedesubt câte fructe sunt. Eu vreau să spun tuturor fermierilor care încearcă să combată tripsul convențional că nu o să reușească niciodată. Deci cea mai eficientă combatere este aia cu prădători. Și să știți că prin ocazia asta avem și un produs bio. Cu ajutorul produselor oferite de Universal Group asigurăm cerințele cultivatorilor. Calitățile produselor noastre prezentate de către cultivatori sunt pentru noi cele mai mari realizări. Rezultatele obținute ne bucură și ne motivează și mai mult.